Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Radiografia Zilei. Astăzi vom discuta despre cumpărăturile de Paște, cumpărăturile de sărbători, așa cum le numim noi generic, fie că le abordăm în perioada Paștelui sau a sărbătorilor de Crăciun, sau cu ocazia unor zile, să spunem, care au intrat în mentalul colectiv, cum ar fi 1 mai, cum ar fi zile care practic reprezintă praznice, sfinte mari praznice ale unor sfinți și sărbători, evident. O să discutăm astăzi despre modul în care ne conturăm practic comportamentul legat de aceste zile premergătoare sărbătorilor pascale și modul în care acumulăm, avem până la urmă un fel de mania cumpărăturilor, am putea o denumi. De ce? O să vedem de ce. Astăzi vorbim din nou cu Elena Harbur. Este invitata mea pentru că am promis luni că vom discuta despre cumpărături și despre modul nostru de a aborda lucrurile și despre comportamentele noastre legate de aceste stări și zile faste pe care le așteptăm cu nerăbdare deopotrivă. Bun revenit, Elena, și mulțumesc mult că ai onorat invitația mea. Cu mare drag. Ne ducem des în preajma sărbătorilor, nu odată, ci de 3-4 ori la, în general, la supermarketuri. Ce se întâmplă cu noi? Suntem crescuți, de fapt, într-o cultură a acumulării, să avem mult, sau e o modă, sau, de fapt, este un fel de prejudecată, dacă nu ai, înseamnă că nu faci parte din lumea, mă rog, care a reușit în viață sau îndestulată. Ce se întâmplă? Că sunt mai multe aspecte. Sunt cam toate la un loc. Sunt toate la un loc, da? Sunt toate la un loc. Hai să luăm pe rând. Există o cultură în care partea de tradiție, cum este postul de Paște și tot ce este premergător, pregătirii sărbătorii în sine, da, și de Crăciun, sărbătorile mari cu tentă religioasă, care ulterior au căpătat o conotație urbană, de la tradiția în sine, cu toate pregătirile legate de sărbători, cu toate tradițiile, acumulată cu partea urbană și cu toată mediatizarea de principiu. Da, și mediatizare, da, exact. Cumpărăturile te fac să fii fericit, nu poți să ai un Paște fericit dacă n-ai, de exemplu, un anumit suc, ca să nu fac reclamă, pe masă. Sau un anumit vin. Sau un anumit vin, sau un anumit cozonac. De aici cumva se împletesc și dau ca un fel de manie. Suntem direcționați, controlați de un impuls, de un instinct să mergem să cumpărăm. Pentru zona urbană, mai nou, partea de cumpărături reprezintă nu atât epatarea, uite ce am, uite ce pot, cine sunt, care e valoarea mea, ci și partea de o îmbinare a tradiției cu partea de modernitate. Mm-hmm. Adică fac ceva, mă pregătesc într-un fel anume. Nu pot să mă pregătesc în mod tradițional, cum se făcea odinioară, că toate preparatele erau făcute în casă și se făceau doar anumite preparate. Era un ritual. Exact, un ritual. Zilelor de... Acum, cumva din ritualul inițial s-a transformat în a face cumpărături. Da, în a face cumpărături. Este ca și cum ar fi un fel de împărtășire la nivel macro. Toată lumea și se vede în mall. Și colectiv, da, toată lumea se vede în mall. Exact. Da. Ce cauți? Da, am venit și eu la cumpărăturile de sărbători. Nu se poate să lipsim de acolo. Da, de la necesitatea propriu-zisă a alimentelor, cum ne facem cumpărăturile, piața, așa numită piață obișnuită, normală. Acum cresc vânzările, cresc produsele cumpărate, variază produsele variate și se transformă ca într-un fel de ritual social. E un fel de apartenență la tradiție. Da. Și practic tradiția aceasta transpusă în modernitate este înțeleasă mai degrabă mercantil, mai degrabă social, mai degrabă, nu știu, familial, decât teologic sau spiritual. Absolut. Că, de fapt, ritualul de trecere e unul teologic, e unul spiritual, legat de suflet, era legat de minte. Legat de suflet, de minte, de partea de bucurie conștientizare, și de eliberare, sărbătoare. Până la urmă, acum a fost foarte mult mediatizată din punctul de vedere al comercialului, al vânzătorului, partea de a cumpăra doar ca să te simți bine. Și s-a vehiculat atât de mult încât a devenit cu un
cumva un fapt normal, un fapt comun. Toată Putem să lumea când nu numim se simte bine că se este un duce și cumpără. stereotip? Este un stereotip, Da? Categoric. Ne intră nou în subconștient, în Da. sensul în care repetitiv procedând Da. astfel, da, e condiționalitatea asta de a face, mă rog, la un interval de timp. Absolut. De Da. fiecare dată când nu te simți bine, du-te și cumpără o înghețată, du-te și cumpără o pastă de dinți, Bine, du-te și dacă cumpără... cumperi o pastă de dinți înghețată, mă rog, nu e așa de grav. Problema este că mergi, umpli un coș pe care dai 600 sau 800 de lei și îți dai seama că din coșul acela îți trebuie doar un sfert. Absolut, pentru că Da. totul este doar marketing, nu este Da? necesitate, nu este nevoie. Să Da? fim serioși, dacă luăm coșul acela și întindem produsele pe masă, vom constata că din tot coșul de 800 de lei ne trebuie 3-4 Bine, am produse. dat o cifră. Poate să fie un coș de 400 sau de Nu, 300. este cam o sumă obișnuită, în Da, general cam așa se da. întâmplă, pentru că odată ajuns și acolo ne mai aducem aminte și de una și de alta, pe de Da. altă parte ne lăsăm antrenați, antrenați de strategia de vânzare, de strategia de marketing și uităm, propriu zis, pentru ce ne-am dus acolo. Ne trezim de multe ori, mi s-a întâmplat și mie, recunosc, când eram pe fugă, să mă trezesc că am luat mai multe produse, dar exact ce îmi trebuia nu și a Da? trebuit să mă întorc. Și să te întorci, da? Da. Și ce se întâmplă? De ce e produsele care nu-ți trebuie? Sunt așezate, sunt gândite ca o Absolut, strategie absolut. astfel încât să îți atragă atenția și tu să le iei, să le introduci în coș? Da, tehnica Pentru că presupune o vânzării... cultură a cumpărăturilor sau o educație a celui care este consumator. O educație cu genul de rigoare. Da, bine. Este o educație a cumpărătorului de către cel care vinde. Da, pentru că da. Tehnica de vânzare propriu-zisă, da, marketingul, presupune... da? Un impact inconștient, este manipulare Da, pură. da. Întotdeauna o să găsim în mall-uri, în partea de intrare, produse care nu este raionul lor, n-ar trebui să fie acolo. Dar sunt puse Am înțeles. În prim plan ca ostentativ, ostentativ, și în pentru sensul în că care... este cunoscut funcționarea creierului uman, cel mai mare impact îl are vizualul. Da, vizualul, și da. atunci primul lucru pe care îl vedem ne rămâne. Chiar dacă nu are un sens pentru noi, dar dacă este făcut cu anumite culori, pus într-un anume loc, într-un anume moment, trezește o reacție emoțională, da, și rămâne stagnată informația la nivel inconștient, iar data următoare când voi ajunge în zona respectivă a raionului la care am văzut primul produs de la intrare, da, voi avea tendința să-l cumpăr doar pentru că deja l-am văzut și atunci are tendința da, să mă agaseze. Apropo de stocarea imaginii pe care o vezi sau a informației, că până la urmă imaginea tot o informație e, da, doar că e o memorie vizuală și nu este o memorie, să spunem, nu știu, olfactivă emoțională sau sau olfactivă, auditivă, da. Sau da, sau prin simpla... Și nicio memorie cognitivă, adică nu este și o nicio memorie informație cognitivă, da. Învățată, ci pur și simplu este un impact Da. Inconștient. De foarte multe ori vedem, înainte cu două zile, toată lumea se duce la raionul de ou, la raionul de făină, de exact, la vatru. De ce suntem acolo toți? Ce se întâmplă acolo? Care e problema? E creat special un fel de... Da, o zonă specială cu da? Produsele tradiționale. Și am văzut, eu am văzut cu proprii mei ochi, modul în care, deși erau foarte multe produse adiacente, da, grupul de cumpărători se duce acolo și fiecare caută să maximize, să aleagă cât mai repede din produsele respective. Era, da, mă rog, și... sortimentul de legume. Problema mai multe... e și cât mai mult, nu doar cât mai repede. Da. De ce mai mult? Pentru ce ne trebuie atât? Să fie. Să ne ajungă. Dacă mai îmi trebuie și la altceva. Este pe cultura românească bazată pe frică. Pe frică, nu? Da. Da. Românii au fost învățați, educați cultural, transgenerațional, să acumuleze. Tocmai de asta există și foarte multe cazuri de cancer. Cancerul da. Este în creștere ca și apariție. Tocmai din această idee disfuncțională trebuie să avem, trebuie să ne asigurăm. Cancerul este influențat de fapt de structura noastră Cancerul mentală. Cancerul este de o boală autodezvoltată. De acumulare și spuneai că de fapt educația transgenerațională mă rog, a acumulării, a de fost de toate. Bazată pe frica privării. Bun. Și atunci și tendința este să acumulezi. Cum ne afectează această teamă în ceea ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea sau incidența, creșterea incidenței bolilor oncologice?
Cancerul, fiind o boală autodezvoltată, el apare pe presiunea pusă pe Am celule. înțeles. În momentul în care eu am o idee disfuncțională, nu trebuie să dau drumul, pentru că dacă dau drumul sunt în pericol, Dacă atunci dau drumul cu idei, nu? ori nu idei, la ce mă ține legat. Nu-mi place, nu Am vreau, înțeles. dar stau legat de teama pierderii. Așa funcționează. Apare teama de pierdere și atunci chiar dacă nu-mi convine, nu-mi place, rămân agățat, se pune presiune, se creează o presiune, presiunea se pune pe celule și se dezvoltă cancerul. Am înțeles. Da, foarte interesantă legătura și La fel această relaționare. da, la fel se dezvoltă și mania cumpărăturilor și în mod special mania aceasta legată E de o psihoză? sărbători. Da. Psihoză. Da. Pentru că avem tendința, aoleu, cum să nu mă duc să fac cumpărăturile de Paște? Păi ce fel de creștin sunt eu dacă nu-mi fac cumpărături Pur de și simplu, Paște? nu ai resurse în luna aceea. Eu aș pune altă întrebare. Am nevoie să umplu coșul? Pentru că piața mea da, o fac și, oricum. Da, și asta ar fi o întrebare foarte bună. Am nevoie să umplu coșul, da. Da. O să-mi iau, nu știu... Cozonac o să-mi iau în orice perioadă a anului. Este același cozonac, nu este altă rețetă. Pardon, dar nu-i de Paște, nu-i de Paște. Și Exact. Nu e la coadă, nu e cu scandal, luat, Exact. Da, Și cu nu stres. Este cu programare, hai, da. Facem comandă cu nu știu cât timp înainte, stăm la cozi imense. Paradoxal era, am văzut la fel o știre, era o doamnă nutriționist, cred că și diabetolog, în fine, și spunea, paradoxal, cele mai proaste produse de patiserie sunt acum, de ce? Pentru da. Că sunt multe, e nevoie de foarte multe cantități Exact. Și cantitate, dacă să folosești pluralul și singularul. Așa? Și se fac superficial, se nu fac mai acord superficial, ba din atenție. Dacă te duci după 3 săptămâni, găsești un alt cozonac de altă calitate. Absolut. Da. Absolut. Este și o modalitate a omului de a se pregăti cumva. Mă pregătesc până da. Nu văd că toată lumea își dorește lucrul ăla. Este ca și cum dacă sunt numai ceva în neregulă. Da. Am mai văzut iarăși o emisiune în care vorbea un psiholog specializat în terapia relațională, mă rog, de familie, cuplu, da. Părinte, copii și așa mai departe. Și ceea ce mi-a atras atenția, o idee care mi-a atras foarte mult atenția și am stat și am gândit din experiențele mele, o să domnule, oamenii mai degrabă obosesc și acumulând foarte multă oboseală, văd că ceilalți nu apreciază tot ce au făcut și încep să se certe după aceea. În familie, părinții, copiii, soții între ei, soții sau, mă rog, bunicii cu părinții și așa mai departe. Este și asta o formă, de fapt, de reproș pentru celălalt că nu apreciază, că nu a fost capabil să-ți spună mulțumesc, că a stat la... Da, e adevărată? Cred că spune da? Mulțumesc, doar că nu se aude. Nu se aude, da? Nu se aude pentru că această problemă cu acumularea, teama de pierdere, implică da. Toată partea de compromis și toleranță care apare în cuplu și în relații. Nicio relație nu este perfectă. În toate relațiile apar da. Discuții, apar disensiuni pentru pur și simplu faptul că sunt oameni diferiți. Da. Ceea ce da. Este nu, absolut natural și firesc. Da. N-au cum să fie la fel. Da. În general, ideea relației a fost plecată de la suntem din doi facem unul. Este cea mai mare prostie. Da, pentru de, că... ce prostie? De ce prostie? Pentru că fiecare este individualitatea lui și dacă din doi facem unul, relația stagnează sau involuează, este nevoie de doi oameni ca să da. Facă o relație, să crească, să progreseze. Și să se accepte reciproc, să se dezvolte Absolut. Reciproc, da? Atât timp cât fiecare își păstrează individualitatea, niciunul nu se pierde pe sine. Deci nu avem ce să ne reproșăm unul celuilalt. Când așteptăm de la celălalt să devină ca mine și să fuzionăm, să da, ne transformăm într-unul, da, asta e greșeală, da. Apar reproșurile și apar nemulțumirile și indiferent ce ar face celălalt, nu este suficient. Nu este suficient de bun pentru că nu este aceeași persoană. Nu gândește la fel, nu simte la fel, are alte dorințe, așteptări. Nu se manifestă la fel, da, e adevărat. Exact. Și atunci apare această idee, tot timpul eu îți iert, tot timpul eu... Celălalt vede la fel, are exact. Aceeași, același da. Tip de discurs și aceeași viziune despre celălalt, aproape identică cu bine, viziunea da. Reproșului. Da. Mi s-a că întâmplat nemulțumirea... foarte des în terapia de cuplu, ambii parteneri să aibă aceeași idee, să-și dorească același lucru de la celălalt, să-l vadă diferit. Dar să-și reproșeze da. Aceleași lucruri. Da, da.
Adică singura întrebare era, ok, de ce nu vă puneți împreună? Cred că nu reușesc să treacă peste Pentru că o tendința barieră. este să așteptăm. Da, și Cum asta e am adevărat. discutat și data trecută, iar mai nou în urbanizare, cu toată tendința de vânzare și de marketing care este extrem de promovată, se produce o intoxicare a creierului, se inversează valorile și se transmite mesajul: A, ai probleme în cuplu, nu-i nimic, du-te și ia-ți o rochie. Sau du-te și cumpără-ți cozonac. Dar rochia nu Cu înlocuiește, siguranță că da, nu. emoțiile Pe de pe altă care le simt. parte, pe moment, ca și un drog, oferă o senzație de satisfacție care ulterior se transformă în vinovăție, În rușine, culpă, da. în culpă și transformă toată disfuncționalitatea într-un mare gol apăsător, iar ghiciți cine o să fie vinovat? Întotdeauna Celălalt, celălalt. da. Pentru că natura umană este creată să nu se acuze pe sine. Deci, Pentru că suntem prea orbiți da, de și propriile orgoliile, și trăiri. da, și egoismul, și orgoliile, și Pentru partea că aceasta toată lumea este prea ocupată de sine. ocupată de sine să nu-mi facă cineva rău. Eu să nu pierd și să nu-mi facă cineva rău. În momentul în care am un disconfort, n-am cum să mă gândesc că mi l-am creat singur și atunci automat este oricine sau orice Da, altceva dar de fapt vinovat. noi nu creăm singuri. Absolut. Da. Întotdeauna. Întorcându-ne apoi la sărbătorile pascale, de ce trebuie să mâncăm din 10 feluri de mâncare, pur și simplu așa, e un ritual, e o modă, sau pentru că după aceea cresc de 100 de ori apelurile la salvare, în toate orașele mari. Absolut. Da. Pentru că a existat perioada de post, cu toate că în plan real, concret, nu prea se mai ține post. Da. Sunt foarte puține persoanele care țin post. Sunt și mai puține persoanele care știu ce înseamnă în Postul, realitate postul. Ideea este, am intrat în post, toată lumea spune da, s-a intrat în post, avem restricții. Creierul uman, ca și independența de jocuri, funcționează pe am o restricție, trebuie să fac un exces să compensez. Și atunci, tendința inevitabilă este se ține post, mă simt frustrat, mă gândesc că sunt frustrat sau cum constrâns că vine Paștele. Oh, a venit Paștele, acum să facem exces. Este o iluzie, este Da? o utopie. Suntem și puțin needucați în materia asta a consumului, mă rog, a echilibrului, că până la urmă, da, pregătim preparatele sau, mă rog, masa de Paște, dar Paștele durează 3 zile și 3 zile poți să consumi câte puțin, moderat, la ore diferite, din de toate. Odată mănânci dimineața ceva, la prânz mănânci altceva, sau două. Putem să mâncăm și mâncarea pe care o mâncăm de obicei, nu neapărat Da, și mâncarea de... ceva, pentru că Da, sunt e persoane Paște, e care altceva. au afecțiuni Da. și, hai să Da, zicem, da, acum am spun voie că e acolo, Paștele. dacă e Paștele, Cu toate că în da. realitate îi face rău. Nu-i face rău, da. De ce ajungem aici? De ce este, de fapt, tipul ăsta de comportament? Deși știm că ne face rău, dar noi mergem mai departe. Aici este un Perseverăm. mecanism psihic foarte profund care funcționează cumva dublu. Este teoretic spus, este un fel de bipolar, pentru că bipolarul îl înțelege toată lumea, deși tulburarea în sine înseamnă altceva. Dar am vrut să folosesc termenul ăsta ca să fie un pic explicit pentru toată lumea. Este o tendință duală între, știu că n-am voie să-mi fac rău, dar nu pot să mă abțin. Este un opoziționism care vine pe o furie trezită tot de frică. Da, pe un fundal psihologic dominat de frică, da? Absolut. Cred că frica aceasta ne domină pe toți, într-o formă sau alta. N-am fost educați să ne fie frică, să plecăm de la frică prima dată pe ideea că frica ne protejează. În realitate, frica este singura care paralizează Da, care sau paralizează, denaturează. sau atenuează, da, atenuează sau denaturează Da, simțurile și acțiunile. absolut, le duce pe o direcție greșită și atunci tot ce urmează de după, dacă ne lăsăm conduși de frică, tot ce urmează după este deplasat de realitate și de contextul adaptativ. Da, e adevărat. De ce bem așa de mult la Paște?
De ce ne facem excese cu băutura? Același tip de... Sau e pur și simplu, e o pasiune pentru alcool și acum că e Paștele, dăm drumul la... Nu? Nu, 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 Că este... se întâmplă și asta. Se Se bea foarte mult. întâmplă, Se bea foarte mult la Paște. da, Adică la sărbători. pentru că, în general, sărbătoarea este asociată cu bucuria. Eu îmi știu contextul meu de viață, nu neapărat pot să-mi procur bucuria odată sau în Da. momentul acela, și atunci îmi prescriu bucuria cu alcoolul, că toată lumea știe că alcoolul dă o Da, stare de de relaxare, bine, de de bine, da, de relaxare, de euforie. pozitivism, până Da. la euforie, și atunci este ca și cum ar fi o prescripție, ca să fiu sigur că o să mă simt bine de sărbători, până seara de vin aici. Da? Sau de whisky sau de Sau de ce-o fi. coniac? Da, adică ne condiționăm bucuria, ne condiționăm plăcerea în lucruri practice concrete atunci când nu putem să ne obținem singuri. Întrebați mai devreme de partea de echilibru. Societatea noastră nu este educată pentru echilibru deloc. De ce nu e educată? Ce se întâmplă? De ce Există. lipsește această educație? Sau ce împiedică A educația asta? plecat din regimul trecut Da. pe ideea de subjugare, pe dominare și de a trăi la limită. Odată cu apariția democrației s-a pus problema de sunt liber, fac ce vreau, dar nu s-a explicat ce înseamnă Da. libertatea aceasta și s-a trecut într-un exces, compensator cumva. Pe de altă parte, De la o niciodată stare nu de s-a pus, extremă la da, altă stare la de extremă. cealaltă, Da. în poli opuși. Pe de Da. altă parte, niciodată nu s-a intervenit cu ce înseamnă echilibru și la ce folosește. Niciodată nu s-a explicat și nu s-a dat un reper, da, chiar pot să le am pe toate. Pentru că știți bine, există acest mit în cultura românească, nu poți să le ai pe toate niciodată. Ei ba da, chiar poți să le ai, câte un pic din fiecare chiar Da. poți și chiar nu-ți face rău, chiar ai nevoie de ele, Da. pentru Da. că omul nu funcționează unilateral, omul este un ansamblu și atunci n-am cum să fiu fericit numai cu un singur lucru. E Am un nevoie complex de un de... ansamblu, de un complex. Da. Și atunci, da, am nevoie de toate. Cum îmi umplu masa, n-am nevoie și de salată, beef și de cozonac și de ouă și de nu știu Prăjituri și ce, de tort și de friptură și ciuperci de... cu maioneză. Da. Dar dacă mi-e poftă, pot să Și gust din toate, și fiecare. toate super bombe calorice, Exact, adică exact, care forțează supra-saturate organismul. cu tot felul de Este grăsimi, de tot felul de proteine. firesc, biologic, atâta timp cât anterior am avut o perioadă de restricție destul de mare, când vin cu o bombă calorică să se dea organul, orice organ, ficatul în mod Da. special, să se dea peste cap în funcționare, să nu reușească nici stomacul să digere. Evident, evident, pentru Și că până la atunci urmă organismul uman e un mecanism și este un mecanism care are nevoie de ritualuri de și nici ritualuri, de da, cum de și de privări un și regim, excese. de un regim De un regim echilibrat. fiziologic, da, impus și respectat Culmea permanent, da. este cel mai frumos lucru care mi se pare mie este că dacă ne-am lăsat să funcționăm natural, corpul știe mai bine decât noi. Da, e Corpul sigur, sigur că da. întotdeauna ne arată nevoile exact pe partea Da. de echilibru și de armonie. Mai un aspect, tot un medic spunea de fapt că îi este mai bine organismului să stea în stare de avarie, adică să mănânce foarte puțin, să-ți fie permanent foame, da, avaria asta înseamnă avaria, decât să-l îndestulezi, pentru că el atunci procesează foarte greu și îl blochezi, practic, Exact. descrie, mă rog, rotițe, nu știu ce, ca și cum Exact. ar fi un fel de mecanism foarte bine pus la punct, care ar trebui, de fapt, să nu se scurcircuiteze nicio componentă. Absolut, pentru că în realitate avem nevoie de mult mai puțin decât credem noi că avem nevoie. În realitate, nu avem nevoie de 3 mese pe zi. În realitate, nu avem nevoie de 3 feluri de mâncare la aceeași Da, masă. da. Fiecare organism are un ritm în care funcționează și atât timp cât nu ne ascultăm organismul și doar ne gândim ce ar trebui să mâncăm sau cum ar trebui să mâncăm, inevitabil apar disfuncționalitățile. Sigur. Și apar și afecțiunile, pentru că Absolut. afecțiunile reprezintă de fapt urmările, sunt legături de Urmările cauzalitate, da? a modalității Între, în care da. ne-am tratat corpul. Da, sigur, sigur. Pentru Dacă e că un până la tratament. urmă noi ne tratăm Da, da. corpul. Atât timp cât noi ascultăm nevoile reale, nu merge, n-are cum să fie armonios. De asta există și principiul destul de vehiculat în ultima vreme, adică a început să se cunoască, a început să fie implementat.
cu o minte sănătoasă aduce un Da, corp da, sănătos. sigur, sigur. Pentru că sănătatea propriu-zis înseamnă echilibru, nu înseamnă un barem, nu înseamnă E un analize de principiu la... latin, încă de la Roma, de la, mă rog, modul în care trăiau romanii, mens sana in corpore sana, în Exact. sensul în care, de fapt, le Educația, echilibrezi pe exact. ambele componente. Educația la noi în România a plecat invers. Dacă este grăsuț și așa, Da? e sănătos E și sănătos, frumos. da? Da, Nu da, poți... exact. Da, este un tip de, un tip de percepție Da. a reușitei și a realizării în viață să fii Exact. corpulent, să fii... Exact. Mai mult decât atât, tendința mamelor și a bunicilor. Nu ieși din casă până nu mănânci. Da, și mâncarea poate să fie în exces. Nu toți pot mânca atât, spre exemplu. Exact. Unii pot mânca, unii copii Sau sau alții nu. celebrul e în creștere. Trebuie să mănânce de toate. Păi Da. de toate nu înseamnă șaorma cu cartofi prăjiți și cu maioneză la un loc. De Da. toate înseamnă anumite substanțe care chiar hrănesc corpul. Sigur. E o legătură între educație și dezordinea aceasta fiziologică a tinerilor, în general, și a copiilor, pentru că avem un risc major și o incidență a obezității destul de mare la vârste Absolut. mici. Vârstele, paradoxal, coboară, de fapt, Da. în care incidența obezității este foarte mare. Da, și aici este dublă cauzalitatea. Pe de-o Da? parte este din mediu, cum este învățat copilul să-și dreneze emoțiile prin a mânca. Da? Dacă ești furios, mănâncă, astupă-ți gura și nu spune. Dacă ești trist, mănâncă, o să te simți mai bine. Dacă ești fericit, mănâncă, este și mai bine, că Da? sărbătorim. Da? Pe de altă parte este și nevoia reală de contact între părinți și copil, nevoia de a fi acceptat exact așa cum este, cu toate imperfecțiunile lui, pe care părinții nu o înțeleg, pentru că părinții intră în acest viciu al statutului și al imaginii sociale și copilul meu nu contează, e deștept, nedeștept, Da, trebuie să trebuie fac aia. să Da, sau facă trebuie să... un lucru Și sau vedem prin altul. perspectiva noastră toată această devenire a copilului? Da. E o greșeală din partea noastră? Absolut. Trebuie să ne uităm la copil să vedem cine este și ce își dorește. Da, de multe ori nu ne dăm seama noi cine suntem noi și e mai, cu atât mai Asta, puțin exact, ne putem da din seama de motivul ăsta copil. se întâmplă. Da, Da. pentru că nu îi lăsăm loc copilului să existe, ci pur și simplu luăm copilul și îl târâm după noi, târâm între Da, ghilimele, bine. ca să-l Da. introducem în ceea ce noi am înțeles că este relația Important, da, socială, important, da. importanța anumitor valori în societate. Pe de altă parte, uităm să-i lăsăm natura umană. Da. Pur și simplu, copiii din ziua de astăzi, efectiv, nu au timp să se joace cum ne jucam noi când eram copii, de ne juleam în genunchi și eram plini de praf, ajungeam seara acasă de nu ne mai recunoșteau părinții. Actualmente, copiii nu mai au voie să facă chestia asta, că se murdăresc, că își rup adidea și de firmă și multe alte lucruri. Ai observat că și noi suntem dominați de cultura aceasta transgenerațională a acumulării? Generația Absolut, noastră? absolut. Păi, De ce s-a întâmplat asta? Că totuși nu eram micuți. La momentul în care s-a făcut transferul acesta de regim și s-a schimbat, practic, percepția asupra societății, noi eram micuți. Ce s-a întâmplat? De ce am păstrat tarele? M-am păstrat prin contactul cu părintele. Am Părintele, înțeles. trăind frica, Da? vezi, nu rupe pantalonii ăștia, că nu mai avem alții, Da? trebuie să ții. Celebrele haine de interior și haine de afară. Da? Cum să te îmbraci cu cei buni, pantalonii buni în casă, nu? Îi păstrezi? Da? Da. Exact așa se implementează. Copilul nu are frica pierderii, Da? pentru că el nu a trăit pierderea. Pe de altă parte, părintele condiționează iubirea lui și acceptarea lui prin frică, prin acest șantaj. Dacă nu ești cu minte, eu nu te mai iubesc, nu te mai vreau. Da, sau da, îi impui tot felul de... Da, și este o mare greșeală, de fapt. Da, este o mare greșeală. La fel este și excesul pe partea alintării. Pozitivă, da. Când Adică n-am spunem avut eu, copilului că... copilul trebuie să aibă. Exact. Da, lasă să fie, nu contează. Îndopăm propriu-zis copilul, atât psihic cât și emoțional, îl îndopăm cu lucruri de care nu are nevoie, iar el devine sătul și devine opozant. Și la un moment dat chiar partea aceea de respingere, zeflemea, comportamente antisociale, toată partea de respingere propriu-zisă, pentru că este suprasaturat de lucruri de care nu are nevoie. Așa De apare adevărat, și dependența da. de droguri.
La fel. Senzațiile tari, încercarea unor extreme, da. Da, ca să compenseze suferința reală pe care o trăiește în fiecare zi. Am putea trece prin zilele de sărbătoare pascale, să spunem așa, consumând o salată de legume și cu puțină brânză și cașcaval. Absolut, da? Absolut. Dar fără ciuperci, cu marmeză și fără cozonac. Bine, cozonac o să fie doar simbolic, o feliuță, da? Putem să consumăm absolut orice, atât timp cât ne face plăcere și ne dorim acel fără lucru. Fără vin, fără... Dacă avem poftă de acel lucru, nu este nicio problemă. La da. Fel ca și cu dietele. Ați mers la cumpărături? Încă nu. Există o cultură a shoppingului și a relaționării la mall? Da. A lui, de ce se produce ea? Ce ne determină pe noi, de fapt, să relaționăm, să mergem acolo, să pierdem ore în șir, pe care le-am putea petrece în altă parte, nu știu, făcând ceva care să fie util pentru noi? Nu este încă implementată cultura nevoii de individualizare și stabilizare. Și de manager, este ca și de management al timpului. Și de management al timpului, da. Și de cunoașterea nevoilor reale. Este impropriu spus că mă cunosc atâta timp cât eu îmi structurez numai programul profesional, iar cu timpul liber nu știu ce să fac. Mersul în mall ca socializare este acest sentiment de gol care rămâne după. Bine, mi-am terminat toată treaba, mi-am făcut toate responsabilitățile, am scăpat de ele. Da. Acum ce fac? Păi dacă mă ocup de mine, simt un profund sentiment de singurătate. Și da, poți să faci multe lucruri, să vezi caut. Un film, să citești o carte, să poate să stai de vreo cu copilul tău. Atât timp cât sunt conștient că am nevoie de asta. Pentru că, în general, oamenii evită. De ce evită? Evită să petreacă timp cu ei înșiși, pentru că le ridică toate suspiciunile, toate îngrijorările, toate lucrurile pe care evită să le vadă de obicei despre sine. Când am eu timp cu mine, pot să știu, să mă adecvez la realitate, cine sunt, ce vreau, ce am nevoie. Atât timp cât sunt în contact cu celălalt, tendința uzuală este să fiu mai atent la celălalt decât la mine. Și atunci mi-e mai ușor să fiu atent la celălalt decât să fiu atent la mine, pentru că la mine mă apucă panica, la celălalt sunt expert. Da. Este o tendință românească. Analizându-l, dar nu, cred că e o natură umană, s-ar putea să fie natura umană. Este și o să natură umană, pe de altă parte, în alte țări s-a echilibrat, socială, da? Pe când la noi este foarte intensă. Întotdeauna știm mai bine despre ceilalți, dar nu despre noi. Și dacă ne spune cineva ceva despre noi, sigur ne supărăm. Da. De ce ne supărăm? Ce se întâmplă cu noi atunci? Care e mecanismul cognitiv care se produce și declanșează starea aceasta de angoasă și de supărare? Pentru că frica cere o imagine falsă. Atât timp cât cineva îmi pune punctul pe ei, mi-arată adevărul, eu nu pot să accept asta, pentru că ar însemna să mă confund cu frica mea. Și dacă o accept, pentru că de fapt o problemă se rezolvă luând problema și înfruntând-o. Absolut. Altfel nu se rezolvă niciodată. Da. Altfel sunt doar mecanisme de evitare și de împachetare cu fundiță roșie, care inevitabil nu duc la disfuncționalități profunde. Da, disfuncționalități pe multiple planuri, pe personale, materiale, pentru relaționale. Că nu există oameni care să funcționeze perfect într-o singură arie și să nu influențeze și celelalte arii. Da, este o altă cultură despre care, mă rog, am tot, eu sunt interesat cumva de ea, oboseala din concediu. De fapt, de mini-vacanță. Da. Oamenii pleacă obosiți, se duc și mai obosiți și atunci am stat și am studiat, am citit diverse articole, diverse opinii, da? Da. Ale psihologilor, ale celor care trăiesc acest sentiment de, să spunem, de paradoxal, de fapt, de oboseală și de însingurare, apropo. Da. Și foarte mult spun, am ajuns, nu era, nu știu ce, cameră aranjată, că nu mergea apa. Era totul perfect. M-am certat cu recepționera, dar după aceea ne-am certat cu vecinii de palier de la hotel. În jos, când am mers să alimentăm mașina, cineva ne-a stresat și e un întreg lanț, să spunem așa, evenimențial, care îți creează o stare de angoasă și de tensiune cu care te încarci și nu poți consuma și nu poți relaxa și vii mai obosit.
apropo de mini-vacanțe, modul în care gonim toți pe șosele, modul în care vrem să ajungem, dar unde, de fapt, unde ajungem? Când ajungem undeva, ajungem consumăm în exces. Ajungem acasă obosiți. Da, da. Mai obosiți. În exces venim, consumăm, ne destrăbălăm și plecăm înapoi. Da. Și mai obosiți, da? Da. Nepregătiți, de fapt, pentru rezerva care trebuia, de fapt, să existe și pe care noi o necesitam. Da, pentru că este exact același principiu cum este la cumpărături. Am vacanță. Până acum am muncit, acum merit vacanța. În vacanța mea n-are nimic voie să mă supere, da? Deja plec cu o așteptare nerealistă. Da. Totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie în controlul meu. Este singura mea șansă, ceea ce impune o presiune foarte mare, o presiune enormă. Și nu mai am capacitatea de a mă bucura și de a mă relaxa, pentru că propriu zis și în concediu mă duc și interacționez cu alți oameni cu care interacționez și de obicei, da. Că nu este vânzătoarea de la chioșcul meu din cartier și este din alt cartier sau din altă țară, este același lucru, este același tot lucru, un da. Om fix același lucru, da. Cu care eu am o modalitate de a interacționa, este tot un om care are și el modalitatea lui de a interacționa și atunci se pierde din vedere exact scopul, plus că există tot pe baza fricii de pierdere și a tendinței de acumulare în exces, ideea mă duc în vacanță, trebuie să fac cât mai multe, adică ce, m-am dus degeaba? Păi, ideea ar fi să te duci degeaba ca să te și odihnești, nici de cum să te încarci în exces, da. Chiar dacă așa apar și celebrele locații, cele mai căutate sunt cele care oferă cât mai multe lucruri de făcut. Da, 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 da. Și nici de cum cele în care există, de exemplu, o plajă goală sau doar o cabană simplă, ca să poți, compact, într-adevăr, să te terasă, liniștești, da, să te odihnești, acolo, să te deconectezi griji. Da, da, da. Tot așa apare, la fel ca și cumpărăturile, dacă ați observat, cumpărăturile nu se fac la chioșc, de unde facem cumpărăturile de obicei sau din piață, nu, se fac de la mall-uri, unde sunt foarte multe produse și sunt, toată lumea este acolo și toată lumea le vrea pe acele. Ați văzut că e o problemă începând de la mall, începând de la parcare, când găsește lucrurile de parcare, exact. Toată lumea se enervează acolo, țipă unii la alții. Exact. După care fluxurile de intrare și de ieșire din mall-uri toate sunt suprasaturate. Cine câștigă aici, de fapt? Vânzătorul. Păi în afară de vânzător, în afară de cei care au, da, mă rog, un mare. Este efectiv marketing, vânzarea. Societatea câștigă în ansamblul ei? Nu, nu. Societatea că doar pierde. Am putea să spunem că, de fapt, avem un standard de viață mai ridicat, ne permitem să cumpărăm, nu știu, cafea, alcool, prăjituri, cozonac, absolut orice. Și dacă am stat să analizăm mulțumirea interioară, vom vedea că asta părinții sau bunicii noștri erau mai mulțumiți cu puținul pe care îl aveau decât suntem noi acum cu exact. Tumultul acesta, să spunem, exact. Sau abundența de produse. Absolut. Cu cât fac ceva în exces ca să compensez o lipsă, cu atât mi se adâncește lipsa. Cu cât mă conduc mai mult după frică și încerc să-mi contracarez frica, cu atât frica se inflamează mai tare. De ce? Pentru simplu motiv că nu rezolv cauza. Da, bunicii noștri erau mult mai fericiți decât noi, pentru că bunicii noștri nu se uitau la etichetă, nu-i interesa firma. Bunicii noștri știau să pună echilibru între munca din grădină și efectiv timpul de stat la masă. Bunicii noștri chiar stăteau la masă, noi nu stăm. Noi nu stăm la masă, da. Noi mâncăm pe fugă, dormim pe fugă. Inclusiv la sărbători. Relaționăm pe fugă, vezi, da. Că nu sunt farfurile care trebuie, schimbă-le, fugi, adu, da. Șervețelul nu știu care. Nu contează șervețelul, contează efectiv interacțiunea umană, despre asta este vorba. De ce ne preocupă lucrurile mărunte? În loc să ne preocupe, de fapt, comunicarea între noi, că pentru că de fapt ne preocupă lucrurile mărunte, mergem la rude și nu ne spunem adevăratele probleme pe care le avem, da. Să discutăm, ci doar păstrăm niște măști, stereotipii, bună, ne sărutăm, ne pupăm pe obraz și plecăm. Bifăm o activitate, deși noi avem o impresie bună sau mai puțin bună despre, da. Acele persoane. De ce se întâmplă asta? Este situația asta specifică, este vorba de cultura plăcerii. N-ai voie să te bucuri până nu este totul perfect. Pentru că părintele ce face când are un copil? Scrie. Copilul este clasa întâi, învață să scrie. Scrie, n-ai făcut bine. Și rupem foaia, mai scrie o dată, până nu-i perfect, nu te dai jos de acolo și nu te joci. De fapt, tu la nivel de adult, exact. Ținui.
La nivel, păi copilul nu mai înțelege scopul. Scopul este să învăț să scriu sau scopul este să fiu perfect? Da. Părintele meu nu mă acceptă decât dacă sunt perfect. Și la nivel social Îi se creează înțelege frustrare. același lucru. Eu nu pot să stau la masă cu tine să mă simt bine dacă șervețelele sunt murdare sau nu e pusă masa sau mâncarea nu e gata sau casa nu e curată. Și ce dacă, nu știu, o cămașă sau o cravată sau, nu știu, orice accesoriu vestimentar, o bluză feminină, un... E vorba despre etichetare. Bun, și dacă nu are etichetarea, care e problema? Poate să fie foarte frumoasă și să nu fie a unei companii care, mă rog, Da. Ne ține puțin cald sau e mai... Poate să fie foarte bine, să cadă foarte bine pe cineva. Exact asta nu a fost educat. Da? N-a fost educat nici măcar îmbracă-te cu ce-ți stă bine sau cu ce te reprezintă. Nu, s-a educat ce ai văzut la televizor, asta faci. S-a educat, tu nu existi fără ce ți se spune să fii. Suntem o societate mimetică? Mimăm, de fapt, reușita, succesul, luxul, toate celelalte? Mimăm totul. Da? Da. De ce? De ce se întâmplă asta? Nu avem personalitate, nu știm să ne identificăm sau ne e frică de noi ca, mă rog, personaje sau ființe umane în raport cu ceilalți, care ceilalți, de fapt, sunt antrenați într-o comunitate care se acceptă reciproc și noi am fi cumva pus la acele comunități și am fi excluși? Nu s-a creat o identitate. Până și în manualul de diagnostic al tulburărilor psihice, da, există 600 de pagini de tulburări descrise în detaliu, însă despre sănătatea psihică sunt 3 rânduri, maxim 4. Sănătatea este denumită ca ceva comun, normal pentru toată lumea. Asta este definiția. Ceva extrem de vag. Sănătății mentale, exact. Orice, da? Adică nu se cunoaște ce înseamnă reperul, patternul de bun, da, de echilibrat, de sănătos, de... Nu se dă un reper către care să tindem. Ni se dau avertismente. Ai grijă să bei 3 litri de apă pe zi. Da. Petrece timp cu copilul. Da, nu consuma okay, sare, cum? Zahăr și nu știu ce. Exact. Nu știu ce. Nu faceți exces asta de sare, zahăr și ulei. Dar ce înseamnă asta? Adică un de reper fapt, clar. De fapt, corpul nu cere se ce are nevoie, nu? Exact. Și s-ar putea ca să avem nevoie de sare. Sunt la perioade în care avem nevoie de mai multă sare pentru că ne lipsește ceva în funcționare. Sau de mai mult zahăr, pentru că este un dezechilibru. Dacă nu dorm noaptea, cu siguranță a doua zi voi mânca dulciuri. Pentru că este nevoia organismului de a recupera, pentru că organismul energia face un efort suplimentar și are să nevoie... Să producă energie. Ca să producă energia funcționării uzuale, are nevoie să-și tragă această energie din ceva. O trage din zahăr. El da, va cere zahăr. Este e firesc. E un combustibil, practic, până la urmă. Absolut. Absolut, dar nu are nevoie de energizant, are nevoie de un produs real, pentru că stomacul și ficatul și celelalte procesează organe nu merg pe bază de prafuri, da, 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 merg da pe bază de substanță reală. Dacă noi reală, dăm... proteină și de fapt pe un tip de digestie a unui produs, să spunem. Absolut. Da. Și da, atunci nu există valoare nutritivă în chipsuri sau, da, au calorii, dar nu există o substanță nutritivă în ele. Nu există, pentru că nu este nimic natural, substanța reală nu există. De fapt, ele sunt surogate. Absolut. Sunt doar la nivel de senzori tactile ai da, limbii, da, gustul, da, da, propriu zis. Și bine, puțin creierul, că îi dai... Când e păcălit creierul. Da, e e păcălit de o senzație intensă. Ca în cazul mecanismului cu țigara electronică. Adică... Da. Păi nu mai este... fumezi țigara clasică, da, și atunci îi dar dai doar, ai același da, gest, același timp, dar stereotipia rămâne, da, exact, dar rămâne substanța cu... propriu-zisă nu mai este. Da, nu mai este, e altceva, oricum, e un surogat, e un locuitor. Absolut, da. Mai avem un minut jumate să le dăm, nu știu dacă să ne mai spus să dăm sfatul, dar să le spunem celor, da, recomandări, da, celor care ne privesc, de ce ar trebui să fim mai echilibrați? Cum putem să funcționăm așa cum ne dorim, nu putem să atingem fericirea și plăcerea decât dacă suntem echilibrați. Dacă știm să punem limite, în realitate nu frica protejează, ci limitele protejează. Da. Atât timp cât știu să pun niște limite, mă simt în siguranță. Cât timp sunt în siguranță, pot să mă echilibrez și pot să mă armonizez cu mediul și să-mi fac viața așa cum am eu nevoie. Nu este o utopie fericirea și nu este...
A avea o viață echilibrată și armonioasă nu este o utopie, ea chiar există, e reală. Sigur, și depinde de noi dacă știm să Absolut, doar de noi. o atingem, să o cunoaștem, să apropiem de noi, să trăim în starea aceea și să putem da și celorlalți de lângă noi parte de binețe și de, mă rog, de bună petrecere, să zic așa, a Absolut. realității. Mulțumesc frumos, Elena, Cu mare sărbători drag. cu bine și Mulțumesc ne la vom fel. mai întâlni să vorbim despre multe dintre preocupările noastre, fobii, poate plăceri, pasiuni, bune sau mai puțin bune, o să vedem dacă într-adevăr este așa. Sărbători cu bine și mulțumesc cu mare pentru prezența. Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, să încheie emisiunea. Trebuie să luăm și noi pauză, să luăm, de fapt, să încheiem și noi, pentru că timpul trece. Discuția se va încheia aici, dar rămânem atenți la modul în care ne comportăm legat de cumpărături și de această psihoză, până la urmă, așa cum spunea și invitata mea, sau o formă incipientă de psihoză a cumpărăturilor și a acumulărilor, datorită unor motivații diverse care, într-o formă sau alta, diferă de la individ la individ, dar conduc tot acolo către acumulare și către o acumulare practic total neproductivă și fără să ne fie utilă, inutilă până la urmă. Să aveți sărbători cu bine, cu bucurie în suflet și cu lumină și cu o petrecere deosebită alături de cei care vă sunt aproape și de cei pe care îi iubiți. Și mai mult decât atât, să vedem această înviere ca o înviere a spiritului nostru și a noastră ca entități. Și mai puțin material, apropo de prăjiturile, alcool, cozonac și restul lucrurilor, cu toate câte puțin din moderație și să le consumați cu plăcere. Doamne ajută!